Cel mai probabil, contracandidații lui Vasile Manea au considerat că nu este altă modalitate de a lupta împotriva ecologistului decât printr-un joc murdar. În toată comuna Pechi au fost împărțite scrisori care păreau redactate de Manea, prin care candidatul se retrăgea din cursa pentru primărie. Au făcut un material, o scrisoare din partea, ca și când ar fi fost din partea candidatului nostru, în care anunța pechienii că se retrage pe diverse motive, că el însuși îl va vota pe un anume candidat. În condițiile astea, când îi momești pe oameni cu o pătură, cu o sacoșă, cu câte ceva, vă dați seama că nu primează valoarea. Și banii care s-au dat și s-au investit în această campanie, că e o investiție din partea unor candidați, trebuie să și ia înapoi și oamenii ăștia nu și iau un zecit. Eugen Stamate, vicepreședinte PER la nivel național, l-a susținut pe Vasile Manea și consideră că era candidatul ideal pentru Pechea. Se pare că același lucru l-au crezut și contracandidații ecologistului, care au încercat prin orice mijloace să-l înlăture din cursa pentru primărie. Foarte mulți au dat asigurări. Domn Vasile, noastră chiar ați făcut ceva pentru comună. Vedeți, strada asta e pietruită de pe vremea când ați noastră primar. Nimeni n-a venit să ne mai bată măcar la uși să ne spună două vorbe, să ne spună trei, ne întrebe dacă ne e bine sau ne e rău. Când au văzut că Vasile Manea, candidatul Partidului Ecologist Român, este pe primul loc și le punea probleme serioase pentru primăria Pechea, au aruncat în luptă tot arsenalul. S-au aruncat pături, s-au aruncat bani. Membrii Partidului Ecologist, care consideră că au făcut o campanie curată și demnă, sunt dezamăgiți de maniera prin care anumiți candidați au încercat să-și ajudece primăria Pechea. E trist, ce-i drept, felul cum s-au desfășurat campania în comuna Pechea și stăteam și mă întrebam de ce e atât de mare bătălia pe comuna Pechea. Prima oară l-am întrebat pe candidatul nostru, pe domnul Vasile Manea, doamne, e vreun filon de aur, s-a descoperit vreo a doua roșie montană pe aici, pe la Pechea, o fi pe dedesubt, pe sub primărie și a fost o bătălie grea. Eugen Stamate, președinte PER Galați, susține că ecologiștii nu vor renunța și vor face tot posibilul pentru ca cei care au făcut un joc murdar în campania electorală să fie pedepsiți de către organele legii.